O familie din Drobeta Turnu Severin trece prin momente dificile după ce locuința le-a fost distrusă de flăcări. Patru suflete, între care două fetițe, trăiesc cu spaima că nu mai au un acoperiș deasupra capului. Casa lor, abia renovată, a fost făcută scrum în urma unui incendiu ce a avut loc duminică. O tânără familie din Drobeta Turnu Severin trece prin momente cumplite după ce locuința le-a fost distrusă în urma unui incendiu petrecut duminică. Locuința era proaspăt renovată și nici prin minte nu le-a trecut proprietarilor că totul va dispărea într-o clipită. Din cauza flăcărilor puternice, nu au reușit decât să-și salveze cele două fetițe de 2 respectiv 6 ani. Au rămas practic doar cu hainele de pe ei. Toate bunurile familiei au fost mistuite de flăcările imense. Pentru că nu aveau încheiată o asigurare, le este extrem de dificil să se descurce singur cu cheltuielile. Toți cei care doresc să le întindă o mână de ajutor o pot face printr-o simplă donație în contul afișat pe ecran. Orice sumă, oricât de mică, poate reprezenta salvarea acestei familii.